Dragi copii, împreună cu Ariciul Archie, învățăm democrația de mici. Archie este un personaj care vă ajută să înțelegeți printr-un limbaj simplu și interesant ce înseamnă dreptul de a alege și cel de a fi ales. În continuare, vă invităm să ascultați istoriile extraordinare a lui Archie și aventurile trăite de acesta. Aventurile lui Archie peste hotare. Istoria Fratele la nevoie se cunoaște. Pașaportul expirat. Salut, frate! Bonjour, Archie! Nu ne-am văzut de 10 ani, de când ai plecat de acasă! Bine ai venit în ospăție la Paris! Ce dor mi-a fost, Archie! Ce noutăți mi-aduci de acasă! Anul acesta e foarte important pentru țara noastră. În noiembrie 2020 vom alege președintele Moldovei. Fiecare cetățean poate și trebuie să iasă la vot. Da, eu aș vrea, dar nu pot vota. Pașaportul meu a expirat și eu de mult nu particip la alegeri. Stai așa? Eu știu ce e de făcut. Deschidem pagina web Check și ne documentăm. Deschidem www.check.md sau www.votează.md. Ah! Foarte bine! Cred că de data aceasta vei putea vota! Da? Uite, e oficial! Pe pagina web a CEC a fost modificată legea. Acum, fiind peste hotare, poți vota cu pașaportul expirat sau buletinul de identitate al Republicii Moldova. Ce noutate bună! Îi voi anunța pe toți prietenii mei din Moldova care sunt aici. Ha, este și un număr de telefon la care putem apela în cazul în care avem întrebări. Plus 373-022-880101. Îmi pare bine că am aflat despre aceasta împreună. Votul tău contează. Anul acesta, la alegerile prezidențiale, vei putea vota și cu pașaportul tău expirat. Istoria. Înregistrarea prealabilă în sistemul informațional automatizat de stat, alegeri. Plec la conferința în domeniul tehnologiilor informaționale în Estonia. Vreau să știu mai multe despre folosirea internetului în alegeri. Alegerile în ziua de azi nu pot fi organizate fără tehnologii noi, dar sunt și riscuri. Archie, ajungând în Estonia. Comisia Electorală Centrală a creat sistemul informațional automatizat de stat alegeri pentru a digitaliza toate procesele electorale. Super! Interesant! Foarte interesant! Da, și mie îmi place. Sistemul ne permite organizarea alegerilor la nivel înalt și includerea tuturor alegătorilor în proces. Am o întrebare, Archie. Da, doamna Vulpe, vă rog. Vreau să știu dacă cunoașteți câți alegători sunt și dacă vor vota în afara țării. Mulți cetățeni ai Republicii Moldova au domiciliu acasă, dar locuiesc peste hotare. Cu regret, noi nu cunoaștem câți și unde sunt. Și fără această informație, nu putem organiza eficient alegerile peste hotare. Știam eu, nu este totul perfect. Ziua alegerilor este în pericol! Suntem în secolul 21. Avem soluții digitale pentru această problemă. Nu cred! În cadrul sistemului informațional automatizat de stat alegeri a fost creat un modul de înregistrare prealabilă ca cetățenii care locuiesc peste hotare să declare unde se vor afla în ziua votării. Înregistrarea poate fi făcută înainte de ziua votului pe pagina web a CEC. Așa vom cunoaște regiunea sau localitatea unde locuiesc alegătorii noștri și vom putea asigura participarea fără probleme a tuturor la votare. Vom vedea noi! Eu sunt lidera unui grup de hackeri sălbatici. Trebuie să încercăm cât e de bine protejat acest faimos sistem de înregistrare prealabilă. Nu! Ce să fac? Ah, știu! Dragi prieteni, vă invit să veniți în Moldova pentru a testa împreună cu specialiștii noștri acest sistem. De ce nu? Mergem, prieteni! Da, să mergem! Da, mergem! Dacă toți cetățenii din străinătate se vor înregistra prealabil, Comisia Electorală Centrală va putea organiza alegerile peste hotarele Moldovei mai bine. Vă așteptăm la noi în Moldova pentru a face sistemul încă mai eficient și sigur. Istoria clonarea lui Archie. Alegeri 4D. Salut! Sunt Archie și sunt voluntar la CICDE.
ne pregătim pentru alegerile prezidențiale din noiembrie 2020. Parcă am obosit de enorm. Bine ați venit la secția de votare din Edinburgh. Wow, orașul unde a fost clonată oița Dolly. Treceți, vă rog, în sală ca să vedeți cum a fost aranjată secția de votare. Sunt alegător. Wow, sunt funcționar electoral? Iar eu sunt observator. Iar eu sunt candidat. Ce este aceasta? Văd patru arici arci. El a fost clonat ca oița Dolly? Clonat ca oița Dolly? Eu, Arci 1, vă spun că dreptul de a alege este unul din drepturile fundamentale ale omului. Dacă ai 18 ani, vino la secția de votare din Moldova sau de peste hotare și votează. Și eu, Arci 2, sunt funcționar electoral și verific actele de identitate ale alegătorilor și le dau buletinul de vot. Suntem mai mult de 20.000 în Moldova și peste hotare. Vino și tu în familia funcționarilor electorali. Iar eu, Arci 3, sunt observator. Observ împreună cu alți colegi cât de corect se desfășoară votarea și raportăm după aceasta la toți alegătorii. Poți fi observator și tu. Dar eu, Arci 4, sunt candidat. Fiecare cetățean are dreptul să aleagă și să fie ales. Ca să fii candidat la funcția de președinte, trebuie să ai minim 40 de ani. Arci! Arci, Arci, trezește-te, Arci! Trezește-te, Arci! Vai, vai, ce vis straniu am avut, doamna directoare Cicde. Arci, uneori visele reflectă realitatea. Da, într-adevăr am visat despre cele patru dimensiuni ale procesului electoral. Participă la alegeri în calitate de alegător, funcționar electoral, observator și candidat. Fii activ, nu sta acasă! Dacă vrei să afli mai multe despre alegeri și dreptul tău de a vota, intră pe cicde.md. Acest material a fost realizat în cadrul proiectului Consolidarea Democrației prin alegeri inclusive și transparente, implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în Moldova, cu suportul financiar al poporului american, oferit prin intermediul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională.